și aviația a avut la rândul ei preoți militari, de ei depindea moralul aviatorilor, a întregului personal din Aeronautica Regală Română. Și ei și-au făcut datoria într-un mod deosebit. Au făcut lucruri, gesturi istorice, aș putea spune. Au redeschis biserici închise de către comuniști pe teritoriul Basarabiei. Odată deci cu venirea trupelor noastre, s-a redeschis biserica, dar numai jumătate din biserică. Rușii le-a dat voie să aibă biserică, dar trebuiau să plătească o taxă foarte mare. Și pentru că n-au mai avut bani să plătească, le-a înjumătățit biserica. Și așa era, jumătate era hambar și jumătate biserică. Dar nu puteau să țină slujbă nici și duminica, pentru că dincolo în hambar cântau cântece de lume, cântece obscene de multe ori. Sunt cunoscute episoade în care piloții militari români, fetele noastre din Escadrila Albă, împreună cu preoții militari, au botezat copiii ai localnicilor. Într-o zi, femeile din sat au vrut să-și boteze copiii. Copiii erau mărișori acum, dar rămăseseră nebotezați. Și atunci s-a organizat un botez și câțiva din copiii ăștia care aveau 6 ani au fost botezați. Și noi am fost nașele în Cadia. Pentru slujbă, când au venit, și-au tăiat din tinichea, din bucăți de metal, așa, de cruciulițe. Iar la Plodovitoie, Nadia s-a minunat când biserica din Plodovitoie, cel puțin, era, nu s-a mai putut reface, pentru că era complet dată jos crucea, rămăsese doar fațada bisericii și acolo preotul român, în fața ușii de la intrare, a făcut slujba. Și bătrânii, când preotul citea, ei răspundeau, cunoșteau vechea slujbă și răspundeau. Sunt foarte multe exemple în care piloții au dat dovadă de mult umanism, de multă înțelegere, chiar dacă situația poate impunea să se comporte altcumva. Însă, vedeți dumneavoastră, acestea sunt trăsături ale neamului nostru, trăsături pe care le moștenesc și infanteriștii, și artileriștii, și marinarii, și aviatorii români. Trăsături pe care cruzimea războiului nu le schimbă sau le schimbă la foarte puțini oameni. Culmea că în istoria României tocmai excepțiile de la această regulă a bunătății, a ortodoxismului poporului român, tocmai aceste excepții au fost promovate de către unii falși istorici. Din păcate. Aici, la Plodovitoie, nu mai locuiam în corduri, v-am spus, locuiam în niște colibe. Și în coliba vecină era o femeie cu copiii ei, acolo, pe care i-am ajutat, noi le-am dat mâncare, îmbrăcăminte să pun. Și femeia avea și o cămilă cu două cocoașe și aveam fotografii și cu cămila asta, care ne învârteam în jurul ei și cu cățelușul, mascota al nostru, care Nadia l-a adoptase, se juca cu cămila, cu multe, aveam așa mici momente de repaus. Însă ne nebunise bombardamentele. Am stat până când a început retragerea, până în octombrie. Deja ziua se scurtase, se întuneca de la 4 după masă și la un moment dat n-am mai avut benzină. Când un tren cu benzină cu ulei care venea a fost bombardat, nu mai zburam, eram disperate acolo. Și a început retragerea și atunci am primit ordin să ne retragem.
în 42 am plecat înapoi la Cotelnicovo și de acolo avioanele care nu mai rezistau au fost îmbarcate în tren și duse la Rostov și de acolo în țară și noi am fost cu comandantul, cu tot, cu un avion mare Junkers aduse în țară. Aceste fete și-au trăit tinerețea pe front. Mulți ani viața le-a fost marcată de scenele, de ororile pe care le-au trăit în al doilea război mondial. Practic, lor li s-au anulat cei mai frumoși ani din viață. Este nedrept că s-au scris atâtea cărți despre Escadrila Albă, dar nu s-a încercat să se meargă în amănunt să se explice drama pe care au trăit-o aceste tinere. În Crimea, în 43, a fost mai ușor, pentru că în Crimea n-am avut bombardamente, era oraș. Am stat în capitala Crimeei, în Simferopol. Crimea era foarte frumoasă și tătarii trecuseră toți într-o armată auxiliară germană, pentru că sperau eliberarea Crimeei. Și când am început noi să ne retragem, ne întreba dacă e loc și pentru ei în România. Am fost la un moment dat și pe frontul de vest. Acolo nu am transportat răniți, pentru că noi eram cu avion sanitar, eram cu avion cu scaune și duceam niște ordine urgente. Eram pilot de legătură la grupul 2 observații și aveam baza la Trenci, în Slovacia. Și fiecare zi când plecam să duc mesagii, intram în Valea Moravei, care se deschidea. Aveam reper mauzoleul de la Austerlitz. Și atunci coboram și zburam așa deasupra mauzoleului și aveam așa o viziune de istorie. După terminarea războiului, aceste doamne care au reprezentat pilon de bază al Escadrilei Albe, în mod ciudat, în loc să fie recunoscute și recompensate pentru meritele deosebite pe care le-au avut în salvarea atâtor sute de militari grav răniți și nu oricum, ci în cap sau în gât, au fost ostracizate. Cazul reprezintă un lucru cu totul de neînțeles. Pentru că s-a făcut o greșeală istorică, neînțelegându-se că aceste doamne nu au fost participanți, combatanți pe frontul de est. Li s-a spus întotdeauna și au fost date afară din servici, chiar arestate, pentru faptul că au luptat pe frontul de est. Nimeni n-a avut bunăvoința și capacitatea de a înțelege că dânsele au luptat pentru viață și pentru a salva niște oameni răniți. Această escadrilă a fost cunoscută timp de 50 de ani, mai mult în străinătate decât în România. Dintre aceste 10 femei care au activat în Escadrila Albă, pilonul de bază, omul care a fost absolut din prima zi și până la sfârșit, până la sfârșitul războiului, chiar și după ce s-a terminat campania din Est, până la Viena, se detașează net doamna Mariana Drăgescu. Doamna Mariana Drăgescu este o adevărată legendă vie a vieții române. Personalitatea ei este deosebită. A fost un om care a știut să treacă cu demnitate peste toate încercările vieții. A știut să treacă cu modestie peste perioada de dinainte de război, când era foarte tânără și foarte frumoasă, intrată
cercurile mari, aristocratice ale vremii, a știut să treacă apoi peste perioada grea a războiului, putând să fie soldatul acela modest, îmbrăcat în haină cazonă, care dormea pe o pătură pe iarbă sau pe targa avionului, să îndure frigul și foamea și teama că va fi împușcată, că va fi mitraliată în zbor. A știut mai apoi să învingă greutățile războiului de după război, în care a fost cu totul îndepărtată din aviație, care de fapt era viața ei. Și mai apoi să treacă tot cu modestie o perioadă deosebită în care a avut niște recunoașteri internaționale pe care este greu să și le închipuie cineva. Lista de titluri pe care o are dânsa în momentul de față și lista de congrese internaționale de aviație la care a participat o să vi se pară o adevărată poveste. Este incredibil. E bine, în toate aceste încercări ale vieții, care pe unii îi debusolează, această doamnă a reușit să rămână același om modest, dar în același timp demn și sigur pe principiile sale. Fără îndoială, fără nicio, un fel de îndoială, doamna Mariana Drăgescu este marea legendă a aviației feminine românești și marea doamnă acesteia.